superalimentele pot fi combinate în rețete delicioase, iar datorită proprietăților lor terapeutice pot deveni farmacia noastră din natură. Ana Ghica, prietena noastră de la superalimente.ro, ne va arăta în minutele următoare cum să preparăm paste de dovlecei cu sos din pastă tahini și unt de migdale. Dragele mele, suntem din nou alături de Ana Ghica, în bucătăria ei unde tronează o mare armată de superalimente, gata să lupte pentru sănătatea noastră a tuturor. Ana, ce ne faci azi? Astăzi vom face paste din dovlecei, paste cu ghilimele, da? Pentru că nu vom folosi pastele acelea pe care le știm noi din făină, ci ne vom folosi chiar de dovlecei cruzi. Ana, reușește să ne surprindă și de data asta, dar presimt că o să-mi dai de lucru. Da, ai presimțit foarte bine. Eu o să fac sosul și o să povestesc ce ingrediente pun în acest sos, iar tu te rog frumos în timpul acesta să curezi de coajă dovlecelul. Normal, eu la munca de jos. Măcar hai să învățăm ceva despre superalimente. Cu mare plăcere o să-ți spun că sosul este extraordinar de simplu, dar totodată foarte gustos. Practic, eu consider că de sos ține succesul acestui fel de mâncare. Și haide să-ți spun repede din ce am făcut sosul. Am pus o lingură de sos tahini crud, adică pastă de susan, o sursă extraordinară de vitamina A, vitamina E, fier și cupru. La ce ne ajută toate acest mix de vitamine? Toate sunt niște ingrediente de frumusețe. Ne ajută la sănătatea pielii și a părului. De asemenea, vom pune și o lingură de unt de migdale, de asemenea neprocesat, la peste 40 de grade, deci el este în continuare crud. Voi adăuga sos de lămâie din plin și un pic de sos de soia. Se tot vorbește în ultima vreme despre soia modificată genetic și așa am văzut de mai multe ori informații care mă fac să stau pe gânduri când vine vorba să îi dau copilului meu soia sub orice formă. Cum ne asigurăm că e un aliment în regulă? Se spune că nu putem să ne asigurăm că este un aliment în regulă, pentru că în acest moment s-ar părea că nici nu mai există soiuri nemodificate genetic de soia. Nu putem să știm lucrul acesta cu certitudine, drept pentru care îți mărturisesc cu sinceritate că eu folosesc extrem, extrem de rar sosul de soia. În timpul acesta, cred că ar trebui să le spunem mamelor care ne urmăresc că tu faci ceea ce numim noi tagliatele, da? din dovlecel, folosind simplu o mandolină de curățat, dovlecei, morcovi, cartofi. Cartofi, exact. Eu încep să încorporez ușor-ușor în sos zeama de lămâie. Sarea, nu e așa că ajută să scoatem apa din dovlecei? Este foarte adevărat, da, dar în acest moment noi nu urmărim neapărat lucrul acesta. Noi aici avem foarte mult sos. Noi putem să-l păstrăm pe acesta și încă o zi, două, nu mai mult, în frigider și să-l punem pe alte legume. Să știi că la fel de bine putem să facem și din morcovi aceste tagliatele. Uite, te rog să omogenizezi tu sosul între pastele noastre și să-mi spui dacă mai punem. Haide să mai punem un pic, da? Să îndrăznesc? Te rog. Am emoții, îți spun și drept. Eu. Deci? Recunosc că m-ai luat prin surprindere. Serios? Sunt extraordinar de bune, sunt proaspete, îmi place că sunt crocante, tagliatelele noastre între ghilimele. Da, da. Ana, îți mulțumesc și mă sacrific să mai gust odată, puneți ei tu rămas bun de la telespectatoarele noastre pe care eu le salut. Poftă bună și vouă și vă mulțumesc!